Cine acea de taină? Uite ce frumoasă e, bă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezentăm una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Bulgaria, Sunny Beach. Proiectarea stațiunii a început în anul 1957, construcția în 1958. Trebuia să devină o stațiune liniștită, cu multă verdeață și o plajă largă, cu nisip auriu fin și plăcut. Atunci a fost creată cea mai bună stațiune din Bulgaria. Turiștii se bucurau de atmosfera liniștită și de frumoasa plajă cu dunele sale de nisip. Ne-am cazat la Dit Majestic, un complex elegant ce oferă o varietate de servicii și facilități, cum ar fi piscine, restaurante, baruri și activități recreative pentru toate vârstele. Astăzi, Sunny Beach este opusul complet al primilor săi ani. Stațiunea este supraconstruită, nu mai există nici urmă de pădure, dunele de nisip au dispărut între tot mai multe hoteluri. De la soare și nisip până la aventură și distracție, veți găsi totul aici. Summer is here. You're looking for a thrill.
you can have it. Just a few meters from the sea, you'll find so many ways to have fun. Platinum Casino offers you the widest variety of live games and slot machines. Welcome. La sud, spre Nesebăr, se mai găsesc dunele de nisip și este o plăcere că ne putem plimba printre ele. Deși construcția stațiunii a început de aici, zona dinspre Nesebăr rămâne cea mai puțin construită și oferă mai multă liniște. Nesebăr este una dintre așezările populate încă de acum 3000 de ani. A fost construit pe ruinele unei vechi cetăți, Mesambria, care în timpul colonizării grecești a avut un templu dedicat zeului Apollo și un teatru. În Mesambria au fost bătute monede de argint, bronz și aur, iar după ce orașul a fost cucerit de romani, a avut rol de garnizoană, apoi centru episcopal și chiar port bizantin. În secolul al XI-lea se denumește Nesebăr, iar în secolul al XV-lea intră sub ocupația Imperiului Otoman. După eliberarea de sub ocupare turcă, a funcționat ca un mic oraș de pescari, iar în 1956 a fost declarat rezervație arhitecturală și arheologică, este înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Hello, bună ziua! If you change your mind, welcome. Fresh fish, Bulgarian kitchen. Everything is delicious. What fish do you have? Dorada? This 32, this tuborg, wabrak, tipur, vatus, sia brim. Yes. Nice. This is price? No. This price? Is no. Price here? Price is here. Is here. Here, but no, indeed, because. Mm-hmm. 17, 14, no, number, no. No, in Black Sea. Yes. 17, 14. Biserica Sfânta Sofia a fost construită pe ruinele unui vechi templu al lui Apollo. Este una dintre cele mai vechi din zonă. Ai drăguț! Are, cred că de-aia, laser, nu? Mhm. De le face. Exact. Și în acea de taină, uite ce frumoasă e vorba.
Nu vorbește. Привет. Hello. Ну что ты мне булгар, что я рус? Черешка, черешка, на бог, черешка по-русски. По-русски выглядит откуда? Ну, я в Румынии. Румыния? Эй, Букурич. Череш, 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 череш. Черри? 14 год. 14 years. Nu uite ce atentie când i-a auzit vocea. Ăsta-s la promoție. Mai delicii. No, free vai. Păi mașina. Leave machine here. Biserica Adormirii Maicii Domnului este singura biserică activă din Neseber. Aici am venit pentru slujba de înviere. A fost construită în 1873 și are o icoană cu o legendă interesantă. Hristos să înviau! Hristos să nești! Biserica Sfântul Ștefan, una dintre cele mai frumoase biserici de aici, în interior se găsesc peste 1000 de picturi bine păstrate. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această mini-vacanță. Dacă v-a plăcut clipul nostru, un abonament ne-ar bucura mai mult decât vă puteți imagina. Dorim să realizăm clipuri din ce în ce mai bune, așadar, orice sugestie este binevenită. Până data viitoare, zâmbiți și bucurați-vă de orice moment. Toate cele bune! La revedere!